Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. 13 și 14. Exod, capitolul 3, versetele 13 și 14. După citirea cuvântului, facem câteva anunțuri, cântă corul și ascultăm cuvântul Domnului, rugându-ne ca Dumnezeu să se îndure de noi și să ne binecuvinteze cu un cuvânt care să se lipească de inima noastră și să ne facă bine în omul din lăuntru. Moise a zis lui Dumnezeu, iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, în această seară, am ajuns la lecția numărul 2 din ciclul de lecții Învățăturile Bibliei sau Doctrinele Bibliei. În biserică termenul învățătură este mai consacrat decât doctrină, timp în care în teologie termenul doctrină este mai consacrat decât în învățătură. Oricum, acestea două sunt sinonime, adică spun același lucru. Dacă data trecută când am început, am învățat despre Biblie, în seara aceasta, fiind a doua lecție, vom privi în Scriptură și vom învăța despre Dumnezeu. Prima lecție a fost bibliologia, a doua lecție este teologia. Theos Logos, învățătura despre Dumnezeu. Am citit din Exod, capitolul 3, momentul în care, la vârsta de aproximativ 80 de ani, Moise primește o schimbare în viața lui prin întâlnirea cu Domnul, care este într-un rug de foc. Și Moise pune o întrebare, în ciuda faptului că știa despre Dumnezeu, era evreu, a fost un om inteligent. El nu știa cine este Dumnezeu, cum îl cheamă pe Dumnezeu. Cunoașterea lui de Dumnezeu, în ceea ce privește cunoașterea despre Dumnezeu, era atât de firavă încât el îl întreabă pe Dumnezeu, Doamne, dar cum te cheamă pe tine? Și Dumnezeu spune simplu, eu sunt Iahve, eu sunt cel ce sunt. Biblia nu încearcă să dovedească existența lui Dumnezeu, ci pur și simplu o proclamă ca pe un lucru de la sine înțeles și universal acceptat. Genesa 1:1. La început Dumnezeu. Pur și simplu Biblia începe să proclame existența lui Dumnezeu, ca și cum toți oamenii care citesc Biblia sunt convinși de lucrul acesta suficient de mult să nu mai fie nevoie să li se aducă argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu. Biblia pur și simplu proclamă existența lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu din limba latină derivă din două cuvinte, Dominus, care înseamnă stăpân, și Deus, care înseamnă cel ce primește închinarea, adică Dumnezeu înseamnă stăpânul care primește închinarea. Când noi folosim cuvântul Dumnezeu, noi spunem acest lucru, stăpânul care primește închinarea. Foarte mulți oameni care spun cuvântul Dumnezeu nu se gândesc ceea ce spun, ci ei iau numele Dumnezeu ca pe o denumire a unei puteri impersonale pe care nu o cunosc și pe care nici măcar nu au de gând să o cunosc. În general, spuneam duminica trecută și noi toți știm lucrul acesta, există mai multe feluri de cunoaștere. Există cunoașterea pe care noi o avem de mediul fizic care ne înconjoară, cunoaștere ce se realizează prin folosirea simțurilor cu care noi am fost înzestrați. Vedem lumea materială, o auzim, o pipăim, o mirosim, o gustăm și în felul acesta primim informații prin percepțiile senzoriale și ne dăm seama
că prin văz, prin auz și prin celelalte ne dăm seama de relief, de culoare și de multe alte lucruri din lumea materială care ne înconjoară. O a doua posibilitate să cunoaștem lumea în care suntem, spuneam data trecută, repet foarte scurt în seara asta, este cunoașterea logică. Ea presupune comparația dintre elementele primare pe care le cunoaștem și le folosim drept exemplu pentru analogia cu elemente pe care nu le cunoaștem, dar despre care vrem să avem informație folosim comparația. De pildă, orice om, spuneam, care nu a văzut niciodată un avion, exemplu acum e banal, deoarece probabil toți oamenii au văzut un avion, se pot uita la o pasăre, pentru că avionul pe undeva a fost construit după principiul unei păsări, deoarece amândoi au ceva în comun, zboară. La fel se întâmplă cu un vapor, un submarin și un pește. Și putem înșira multe alte exemple, dar nu are rost că important este să dăm lumină ideii. Aceasta se numește metoda logică, adică îți folosești înțelegerea logică, te uiți la un element primar și prin comparația cu acesta îți imaginezi cum este alt element secundar pe care nu-l poți vedea. A treia modalitate de cunoaștere este cunoașterea științifică. Aceasta se bazează pe repetarea experiențelor care au același rezultat și devin postulate, devin certitudini, devin legi universale. E bine, toate aceste trei tipuri de cunoaștere nu se aplică la lumea spiritului, la lumea lui Dumnezeu, ci se aplică la lumea materială, la ființe, la lucruri care sunt din lemn, din beton, din metal, plastic și așa mai departe. Dumnezeu nu are o componentă fizică, fiind din carne sau din altceva. El este Duh, este Spirit, El este peste tot, El umple pământul, El este infinit, este etern, atotputernic, atotprezent, atotștiutor. Dumnezeu nu poate fi prins în calificativele fizice, deoarece El este Duh. Pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște prin niciuna dintre metodele înșirate, măcar că acestea ne ajută să cunoaștem despre Dumnezeu, dar nu pe Dumnezeu. De aceea, dacă pentru lumea materială am fost înzestrați cu mai multe posibilități de a cunoaște, tot la fel pentru lumea spirituală, adică lumea lui Dumnezeu, lumea îngerilor, am fost înzestrați cu o singură posibilitate, credința. În ajutorul credinței vine rațiunea. Credința nu înseamnă eliminarea rațiunii, ci înseamnă prelungirea acesteia. Credința este capacitatea de a crede tot ce spune Biblia, implică rațiunea, dar trece dincolo de ea. Ce Dumnezeu ar fi acela care ar fi doar cât îl înțelegem noi? Înțelegerea noastră de muritori e foarte limitată, ori Dumnezeu este infinit. De la limita rațiunii până la infinit, noi acoperim cu credință, fără să avem explicații logice. Spiritul are simțurile sale. Probabil că e bine să spun că cuvântul spirit și cuvântul duh înseamnă absolut același lucru. Unul vine din limba latină, unul din limba slavonă, dar amândouă înseamnă același lucru. Duhovnicesc sau spiritual înseamnă absolut același lucru. Ele sunt sinonime. În biserică parcă cuvântul duhovnicesc și duh este puțin mai la îndemâna noastră și mai folosit decât cuvântul spirit sau spiritual. Spuneam că Duhul are percepția lui care îl înțelege, care îl simte pe Dumnezeu, însă doar o cunoaștere sufletească a lui Dumnezeu, lipsită de rațiune, lipsită de cunoaștere, lipsită de înțelegerea Scripturilor, se numește misticism și acest tip de cunoaștere a lui Dumnezeu a dominat Evul Mediu, când oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu doar prin prisma la experiențele lor. Ori experiențele oamenilor nu sunt asemănătoare. Unul are o experiență într-un fel cu un Dumnezeu bun și crede că Domnul e doar bun, unul are o experiență cu un Dumnezeu mai aspru care îl pedepsește și el crede că Dumnezeu e doar aspru. Iată dar că nu putem să credem că Dumnezeu este doar în limita experienței noastre cu El. Noi nu putem avea experiențe cu Dumnezeu care să acopere infinitatea lui Dumnezeu. Experiențele noastre sunt doar o picătură
din ce înseamnă Dumnezeu. De aceea noi trebuie să trecem dincolo de experiențele noastre. Nu spun că experiențele noastre nu sunt necesare. Ba da, sunt foarte necesare. Dar nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin intermediul experienței noastre, deoarece eu voi avea un Dumnezeu, fratele alt Dumnezeu, deoarece are alte experiențe. Fratele alt Dumnezeu, și iată dar că e nevoie de Dumnezeul Bibliei pe care să-L cunoaștem toți prin intermediul Bibliei. Experiențele ne ajută, ne ridică, ne îmbărbătează, dar ele nu pot să-L definească pe Dumnezeu. În evul mediu, misticismul a însemnat doar percepția sufletească despre Dumnezeu, adică limita experienței umane care este mediocră, superficială și insuficientă. Dacă pentru lumea materială folosim percepțiile, simțurile omenești, pentru lumea spirituală trebuie să folosim credința. Freud, care a influențat psihologia și în mod special un anumit domeniu al psihologiei, spunea într-una dintre cărțile lui Viitorul unei iluzii, el a fost un austriac care a făcut foarte multă vâlvă cu mai mult timp în urmă în domeniul psihologiei, el a revoluționat mult psihologia, dar a și orientat-o greșit. El spunea că omul l-a inventat pe Dumnezeu datorită nevoii disperate de siguranță și protecție pe care omul o are. Adică, omul are nevoie de siguranță, nu-i oferă nimeni siguranța și atunci el inventează ideea de Dumnezeu și spune, Dumnezeul acesta mă ajută. Cu alte cuvinte, omul l-a inventat pe Dumnezeu ca acest Dumnezeu să-l ajute pe el și să-și liniștească conștiința că e cineva care îl ajută. Adevărul este că Freud minte, nu omul l-a inventat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu l-a inventat pe om, l-a creat, l-a făcut pe om, slavă lui. Revelația lui Dumnezeu, revelație însemnând descoperirea lui Dumnezeu față de oameni, prin inspirația Bibliei, s-a făcut în două feluri. Revelația lui Dumnezeu la modul general s-a făcut în două feluri față de oameni. În felurile acestea, noi cunoaștem despre Dumnezeu sau din felurile acestea. Revelația este compusă din două feluri sau este compusă din două părți. O parte numită revelația mai generală, în care cunoaștem despre Dumnezeu, și revelația specială, prin care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Noi putem să cunoaștem despre o persoană, auzind despre defectele și calitățile ei, fără să-l cunoaștem personal, și putem să cunoaștem personal un om prin faptul că intrăm într-o relație cu el. Ei bine, revelația generală este manifestarea înțelegerii despre Dumnezeu prin, în primul rând, prin natură. Uitându-ne în natură, noi ne putem face o idee despre Dumnezeu. E adevărat, ideea este foarte generală. Aduceți-vă aminte de Romani, capitolul 1, versetul 20. Acesta este unul dintre foarte multele locuri din Scriptură unde putem să citim despre acest lucru. În adevăr, spune Romanul 1 cu 20, însușirile nevăzute ale lui, e vorba de Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el. Care sunt lucrurile făcute de el? Natura. Când te uiți la natură, poți să-ți dai seama de ce fel de persoană este Dumnezeul care a creat-o. O natură perfectă, un Dumnezeu perfect. O natură frumoasă, un Dumnezeu frumos. O natură inteligentă alcătuită, un Dumnezeu inteligent. Nu e așa că numai un arhitect deștept și abil poate să facă o arhitectură grozavă. Ei, când te uiți la natura aceasta complexă și aproape imposibil de cuprins, îți dai seama cât de adâncă este gândirea lui Dumnezeu, cât de mare, cât de puternic, cât de grozav, dacă îmi permiteți expresia, este Domnul. Natura are și ea mesajul ei de învățătură pentru noi, dar în natură nu putem să înțelegem mântuirea lui Dumnezeu. E doar un mesaj foarte general care vorbește despre existența lui Dumnezeu și puțin despre caracteristicile lui Dumnezeu. Un al doilea fel de revelație este prin istorie. Bună oară, în capitolul 17 din Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 19 și 20,
Citim, atunci l-au luat, l-au dus în areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne-ai adus ceva la ciudat la auz, am vrea dar să știm ce vrea să zică asta. Sau putem să citim Psalmul 75, versetele 6 și 7, Scriptura spune, națiunile te laudă, Doamne, pentru că tu asculți rugăciunile, toate națiunile te laudă. Iată, dar dacă ne uităm în istorie, istoria vorbește despre Dumnezeu. Uitați-vă la poporul evreu. Nu este așa că atunci când privim evreii, nu putem să nu vedem pe Dumnezeu prezent în națiunea lor? Uitați-vă chiar la națiunea română. Aduceți-vă aminte despre religia dacilor. Aduceți-vă aminte despre istoria lor. Aduceți-vă aminte despre faptul că astăzi Europa ar fi fost islamizată dacă creștinismul nu ar fi mobilizat Europa ca să stăvilească, adică să oprească atacul turcesc. Motivația de unitate a europenilor a fost creștinismul. De aceea islamul n-a reușit să treacă dincolo de bariera Austriei sau Ungariei. Ce vreau să spun este că uitându-te în istoria popoarelor, vezi prezența lui Dumnezeu. Sigur, e tot o prezență generală. Nu poți să înțelegi multe lucruri în amănunt, dar la modul general vezi prezența Domnului. O a treia revelație generală este prin conștiința omului. De asemenea, citeam mai devreme în Romani și acum revenim un verset mai devreme, respectiv versetul 19 din capitolul 1, aici unde cuvântul Domnului spune următoarele. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei. Unde în ei? În unghii? În genunchi? Nu. În minte, în conștiință. Duhul omului presupune conștiință, intuiție și alte câteva funcții. Ei bine, în conștiința omului este descoperită ideea de Dumnezeu. Gândul veșniciei e la nivelul conștiinței. Observați că sunt oameni necredincioși, atei sau pur și simplu oameni tradiționaliști, care la nivelul conștiinței nu pun piciorul pe o furnică, pentru că spun ei, las-o că este și ea viață, și ea o ființă mică. Probabil are copii sau cine știe cum o fi organizată furnica în familie. Ei bine, oamenii aceștia, datorită conștiinței lor, au și ei niște norme morale. Ei nu-L cunosc pe Domnul Iisus, ei nu citesc scripturile, dar au la nivelul conștiinței anumite norme de etică, de moralitate, care definesc spiritualitatea lor. Nu poate fi numită spiritualitate, mai corect spus, religiozitatea lor sau tradiționalismul lor. Ei bine, conștiința este încă o revelație a lui Dumnezeu. Asta denotă că există un stăpân undeva dacă toți oamenii se tem de el. Toți spun Domnul, 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 Domnul. E adevărat, unii spun Domnul pentru că îl cunosc, alții spun Domnul doar așa, la modul general. Dar toți au ideea de Dumnezeu. De ce? Pentru că în conștiința fiecăruia există gândul veșniciei. Iată dar o revelație generală a lui Dumnezeu. Dar pe lângă cea generală este una specială, concretă, care aduce amănunte. Adică, revelația specială este în primul rând revelația prin Biblie. Biblia nu ne mai învață doar lucruri generale despre Dumnezeu. Biblia ne învață lucruri concrete despre Dumnezeu. Ea este în amănunt, nu este în general. Revelația prin experiență personală nu este așa că în momentul convertirii noi nu aveam cunoștința despre Dumnezeu pe care o avem acum, la 10, 20, 50 de ani de când ne-am convertit. Pentru că în acest interval de timp, umblând cu Dumnezeu, am avut tot felul de experiențe care ne-au dat lumină și au întregit înțelegerea noastră despre Dumnezeu. Experiențele personale cu Dumnezeu, între limitele Bibliei, sunt o înțelegere adâncă care amplifică cunoașterea lui Dumnezeu. Prin minuni și semne, sigur că orice minune și orice semn au impact pozitiv asupra cunoașterii lui Dumnezeu. De pildă, adică de exemplu, dacă într-o familie
de nou convertiți, unde există o persoană bolnavă. Oamenii aceștia se apleacă și se roagă lui Dumnezeu să fie vindecați. Și Dumnezeu, prin milă, vindecă persoana bolnavă. Dintr-o dată, această familie primește o experiență care ridică mult încrederea lor în Dumnezeu. Și chiar dacă ei până atunci au știut că Dumnezeu ascultă rugăciunea, acum oamenii aceștia pe pielea lor au văzut că Dumnezeu ascultă rugăciunea, lucru care marchează pozitiv credința lor în Domnul Iisus și amplifică cunoașterea lor de Dumnezeu. Prin profeție, de asemenea, pot să dau referințe biblice, sunt prea multe, nu vreau să vă încarc cu asta. Această temă, despre acest subiect s-au scris mii de cărți. Ce ar putea să spună un predicatoraș într-o seară în 30-40 de minute? Spicuim doar câteva lucruri generale pentru ca poporul Domnului să aibă niște repere de orientare pe calea lui Dumnezeu. Eu sunt sigur că cei mai mulți oameni care îl iubesc pe Domnul nu depind doar de hrana predicată care se expune în biserică, ci au și o bucătărioară personală în relația spirituală cu Dumnezeu, citind Biblia, meditând la ea, memorând și așa mai departe. Dar pe lângă profeție este în mod special prin Domnul Iisus. În niciun fel nu s-a descoperit Dumnezeu mai bine oamenilor decât prin venirea în lumea noastră a Domnului Iisus. Pentru că El a spus, cine m-a văzut pe mine, clar, l-a văzut pe Tatăl. Cum e Domnul Iisus, este și Tatăl, că sunt din aceeași esență. Care sunt dovezele existenței lui Dumnezeu? De multe ori, mă special tinerii, vin tinerii care sunt la școală, la predicatori, mai vin și la mine. Și mă întreabă frate Luigi, am la școală un coleg musulman, cum să-l convinc că există Dumnezeu? Mă uit la el și mă gândesc, dacă tu ai ști că nu poți să-l convingi, cum să-i spui asta că e dezamăgit? Noi avem impresia că putem să folosim argumente și să schimbăm mințile oamenilor, lucru care nu este adevărat. Dacă Duhul Sfânt nu convinge un om de păcat, niciun predicator din lume nu-l poate convinge. Dacă Duhul Sfânt nu convinge de păcat, e adevărat, predicatorii poartă mesajul lui Dumnezeu care aduce credință, dar ei înșiși nu sunt atât de importanți și de puternici încât să convingă pe cineva. Este adevărat, noi trebuie să avem argumente raționale, dar nu trebuie să credem că atunci când le punem pe masă, toată lumea se încreștinează. Argumente ale existenței lui Dumnezeu. Pentru cunoașterea lui Dumnezeu există mai multe argumente. Primul, luat întâmplător și pus pe primul loc, sper să nu vă încurce numele acestea teologice, sunt nume consacrate în istoria teologiei, dar spun un nume și apoi îl explic în două vorbe și un cuvânt. Argumentul ontologic. Asta înseamnă că toți oamenii de pe fața pământului cred că există o ființă perfectă. Absolut toți oamenii de pe fața pământului cred că există o ființă perfectă. Indiferent de gradul de civilizație al unei națiuni sau al unui trib care trăiește în mediocritate și în analfabetism. Absolut orice popor, orice rasă de oameni, indiferent de gradul de civilizație, ei cred la nivelul lor că există o ființă perfectă, pe care îl numesc cumva, Buddha, Mohamed, Dumnezeu, nu știu cum îl numesc, dar toți au în mintea lor că există o ființă perfectă. Acesta e un argument. E un argument puternic. Cine a pus în mintea la toți oamenii de pe Terra că există o ființă perfectă? Gândul veșniciei este chiar în mintea lor. Un al doilea argument este argumentul cosmologic. Potrivit legii cauzalității, care este o lege folosită mult în argumentație, orice se întâmplă este efectul unei cauze. Orice cauză are un efect. Legea cauzalității vorbește despre cauză și despre efect. Cine l-a făcut pe om este efectul unei cauze. Imaginați-vă că vă pun o întrebare puțin penibilă. Să nu vă pun întrebarea cine a existat primul găina sau ou, vă pun o întrebare puțin mai lămurită. Cine a existat primul, ceasul sau ceasornicarul? Credeți că e cineva să îndrăznească să spună că primul a existat ceasul? Nu. Pe ăsta l-a făcut cineva, înainte să existe el, a existat un om care l-a făcut.
Dacă un ceas nu poate să apară la întâmplare, cum ne putem noi permite să credem că poate să apară la întâmplare universul, planetele, pământul și mai ales omul cu tot decorul natural care există? Observați, tic-tac, 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 e o minte care l-a tic-tatizat. Ei bine, tot la fel, dacă universul acesta e atât de exact, mai exact decât ceasul, și dacă ființa umană este atât de exactă, mai exactă decât ceasul, imaginați-vă că a existat o minte care l-a zămislit, care l-a pus în funcție, care l-a proiectat. Asta vrea să spună argumentul cosmologic. Un alt argument este argumentul moral. Asta spune ceea ce și mai devreme anticipam. Argumentul moral spune că din moment ce orice om are conștiință, înseamnă că orice om a fost dotat cu o instanță, cu abilitatea de a se raporta la cineva care are calitatea de stăpân. Din moment ce există semafor roșu, galben și verde, există poliție. Din moment ce există legea, ai voie să treci pe verde, ești obligat să te oprești la roșu, există poliție. Semaforul tot timpul ți-aduce aminte de Nino, Nino, ei tot la fel, tot la fel. Realitatea conștiinței în mintea fiecărui om îți aduce aminte de cineva care a pus instanța conștiinței pentru raportul față de stăpân. Trebuie să existe în univers o ființă care are dreptate absolută și care cere raport. 4. Argumentul teologic. Termenul acesta derivă de la cuvântul grecesc, spuneam mai devreme, teleos, care înseamnă încheiere, sfârșit sau rezultat perfect. Un lucru care dovedește existența unui creator. Argumentul istoric, istoria religiilor demonstrează că orice popor are o religie, are o istorie religioasă, spuneam asta și mai devreme. Argumentul antropologic vine de la cuvântul antropos, adică om, limba greacă. Cele mai perfecte opere de artă n-au putut da viață. Nu există nimeni până acum care să concureze cu Dumnezeu în faptul că desenează, sculptează, pictează sau fac o altă operă de viață care are viață. O operă de artă care are viață. Oamenii fac opere de artă și au intrat în istorie cei care au creat operele de artă, dar nicio operă de artă nu are viață. Te uiți la statui, parcă stă să vorbească sau să meargă, dar nu vor merge și nu vor vorbi în vec. Numai Dumnezeu poate să sufle suflare de viață. Păpuși din lut fac mulți, dar să sufle suflarea de viață în ea nu a putut să o facă decât Creatorul, slăvit să fie numele Lui. Să vorbim puțin despre atributele lui Dumnezeu, caracteristicile lui Dumnezeu. Adică ce îl definește pe Dumnezeu ca și persoană? Ce putem spune despre Dumnezeu ca să avem o înțelegere despre El? Asta înseamnă atribut. De-a lungul istoriei creștine, teologia a clasificat în diferite categorii atributele lui Dumnezeu. Noi vom folosi una dintre aceste categorii. Eu spun trei pentru cultură. Cultură generală, vreau să spun. Atribute morale și non-morale. Unii în felul acesta au identificat atributele lui Dumnezeu. O a doua metodă sunt atribute absolute și relative. O a treia metodă, comunicabile și necomunicabile. Însă, indiferent de clasificare, atributele lui Dumnezeu sunt calitățile care constituie natura și caracterul lui Dumnezeu. Înțelegându-le, putem să ne facem o imagine spirituală despre existența lui Dumnezeu, care e infinit mai mult decât imaginea noastră. Prima caracteristică, Dumnezeu este Duh sau Spirit. Dumnezeu nu este alcătuit din materie și nu are o natură fizică, o natură carnală, umană. De multe ori, oamenii și-au imaginat că oamenii are un trup fizic. De ce? Sunt situații în Biblie când se sugerează că Dumnezeu are caracteristici fizice. Ați citit și dumneavoastră ca și mine în Biblie despre mâna lui Dumnezeu, picioarele lui Dumnezeu, gura lui Dumnezeu, ochiul lui Dumnezeu, urechea lui Dumnezeu. Și urechea lui Dumnezeu nu-i prea scurtă ca să n-audă, mâna lui Dumnezeu nu-i prea scurtă ca să nu ajute, inima lui Dumnezeu nu este răzbunătoare. Și Biblia sugerează aspecte fizice ale existenței lui Dumnezeu, lucru care ne poate face pe noi să credem că Dumnezeu e înghesuit
într-un corp ca al nostru și în corpul ăsta e doar undeva în univers. De asemenea, sunt în Biblie situații, mai ales în Vechiul Testament, când Dumnezeu apare în formă fizică, dar să tratăm mai întâi sugerarea de mădulare fizice, mâini, ochi. Asta se numesc în teologia antropomorfisme, adică este încercarea revelației lui Dumnezeu să exprime adevărul despre anumite acțiuni ale lui Dumnezeu pe care le face compatibile cu natura umană. Adică, mai bine înțelegem noi despre faptul că Dumnezeu ne ascultă dacă noi ca oameni care avem ureche spunem urechea lui Dumnezeu ne ascultă. Dumnezeu nu are o ureche fizică așa ca a mea, că dacă ar avea doar două, cu una m-ar asculta pe mine și cu una pe fratele Petru și ceilalți să se roage cât vor, că nu-i mai aude. Dumnezeu nu are ureche ca noi oamenii, una într-o parte și una într-o parte, nici nu-i plin de urechi. Dumnezeu este o ființă spirituală, nu are un trup, că dacă ar fi într-un trup, ar fi ori în Africa, nu poți să fii în trupul ăsta peste tot. Eu acum sunt aici, sunt localizat undeva. Cum să fii infinit dacă ești înghesuit? Cum să fii omniprezent, adică prezent peste tot? Eu pot să fiu peste tot prezent? Nu. Dar dacă explodez, umplu pământul cu așchiile din mine, sunt peste tot. Ei, Dumnezeu nu e băgat într-o cutiuță mai mare sau mai mică, mai deșteaptă sau mai altfel. Dar sunt situații când Biblia vorbește despre prezența fizică a lui Dumnezeu, mai ales în Vechiul Testament. Acestea se numesc teofanii, adică arătări ale lui Dumnezeu, teos, phanos, sau îngeri sunt arătați. Astea se numesc angelofanii. La fel ca și prima oară antropomorfismele, aceste teofanii au scopul de a-l materializa, de a-l face pe Dumnezeu vizibil pentru foarte puțin timp, ca să dea foarte multă forță și să transmită un mesaj grozav către omul care îl vede. Foarte puțini oameni au avut onoarea să vadă întruchiparea fizică a lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este așa cum l-au văzut oamenii. El nu are un fizic, dar este o teofanie, adică o arătare într-o întruchipare de moment pentru ca omul care l-a văzut să primească un mesaj atât de puternic încât să-l poată transmite și să rămână pentru toate generațiile un mesaj de impact. Doi. Dumnezeu este o ființă unitară. Deuteronom 6:4. El este persoană, nu e o putere impersonală. Este cineva, nu este ceva. 3. Dumnezeu este independent, El nu depinde de nimeni. Noi oamenii depindem de multe lucruri, de soare, de apă, de mâncare, de somn, de casă, de haine. Depindem de o grămadă de lucruri. Dumnezeu nu depinde de nimic, este absolut autonom, independent. Dumnezeu este infinit, e nelimitat. 1 Împărați 8:27. Dumnezeu este omnipotent. Omnipotent înseamnă poate orice, absolut orice. E nelimitat în putere. Isaia 40:15. Când Dumnezeu i s-a arătat lui Avram, i-a spus că numele său este El Shaddai. El Shaddai înseamnă Dumnezeu este absolut atot puternic. Așa se explică miracolul Sarei, cu toate că era trecută de vârsta procreerii. Dumnezeu este omniprezent. Cum poate fi omniprezent dacă e băgat într-un trup? Dacă e băgat într-un trup, e localizat undeva în univers. Dacă este spirit ca aerul care umple universul, tot la fel Dumnezeu este peste tot, nu e înghesuit într-o formă fizică. Dumnezeu nu e limitat în spațiu, El este peste tot, dar ca să fie peste tot, trebuie să fie mai mult decât înghesuit într-un corp fizic. Foarte greu să ne imaginăm cum e Dumnezeu. Putem doar să credem, dar să înțelegem nu putem. Înțelegerea noastră este atât de limitată și de multe ori se confundă cu bănuieli care sunt diferite de la unii la alții, cu imaginația noastră. Dumnezeu este omniprezent, Dumnezeu este omniscient, adică știe toate lucrurile. Dumnezeu nu are nevoie de dovezi, noi avem nevoie de dovezi. Pentru că eu nu știu ce gândește sau ce face sau ce spune cineva, avem nevoie de dovezi, 2-3 martori, ca unul să nu cumva să exagereze sau să mintă. Dumnezeu nu are nevoie de dovezi, El știe totul. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este veșnic, adică nu-i limitat în timp. Ne putem întreba cât de bătrân este Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este bătrân, Dumnezeu este infinit.
Dumnezeu nu este mai bătrân astăzi decât ieri. Dumnezeu este infinit. Dumnezeu nu e mai tânăr astăzi decât mâine. Dumnezeu este infinit. El nu are un început al zilelor pe care să-l măsori. Nici nu poți înțelege ce e aia ființă infinită. Pentru că noi oameni, toți ne naștem, avem o piatră de hotar de la care plecăm, 1900 și nu știu cât sau 2000 și nu știu cât. Tot la fel, nu ne putem imagina cum e aia să nu începi, să fii infinit. Cum infinit? Crezi sau nu crezi? Aș vrea să mai vorbim puțin despre Trinitate, despre Sfânta Treime. Este una dintre cele mai adânci, una dintre cele mai greu de înțeles doctrine sau învățături din Scripturi. Aici nu e vorba de trei Dumnezei, ci de un Dumnezeu care se manifestă prin trei persoane. E vorba de trei esențe de aceeași esență, trei persoane de aceeași esență, într-un singur Dumnezeu, nu trei Dumnezei. Putem să citim Ioan 14 cu 23 sau 14 cu 1 în sfârșit. Deși nu există cuvântul Trinitate în Scriptură, nici în Vechiul, nici în Noul Testament, există ideea de Trinitate. Tertulian, cândva printre 165 și 220, a fost cel care a folosit pentru prima oară termenul de Trinitate. Înțelegerea lui nu a fost la momentul acela deplină, dar el a lansat ideea de Trinitate. De-a lungul istoriei creștine, această doctrină a fost interpretată foarte diferit. Spre exemplu, arianismul de la Arius, un presbiter din Alexandria, a trăit în jurul 250-336. El a susținut că Fiul este inferior Tatălui, iar Duhul este creat de Fiul. O doctrină foarte păgubitoare și nebiblică. A existat un conciliu de la Nicea, când Atanasius, un bărbat folosit de Domnul, l-a combătut pe Arius și a dat ideea de faptul că Fiul nu e inferior Tatălui, iar Duhul nu e creat de Fiul. Există Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, de aceeași esență. Nu se pune problema de inferioritate și superioritate, au aceeași natură. După cum bărbatul nu e inferior sau superior femeii, că au aceeași natură, că au responsabilități diferite, asta e altceva, că e unul șef și unul muncitor, asta e altceva, dar natura din care sunt compuși este de aceeași esență. A existat mai apoi, în 381, Consiliul de la Constantinopol, când s-a conturat o anumită învățătură, e foarte sucită de pronunțat, pneutomachianismul, care înseamnă lupta împotriva Duhului, când un anume individ numit Eustat susținea că Fiul și Duhul sunt doar asemănători Tatălui, dar inferior Tatălui. Împăratul Teodosius a organizat conciliul acesta, unde au participat peste 150 de episcopi. Și sub îndrumarea lui Grigore de Nazian și sub conducerea Duhului Sfânt, ei au definit următoarea învățătură despre Trinitate. Noi credem în Spiritul Sfânt, Domnul, Dătătorul de viață, care purcede de la Tatăl, adică vine de la Tatăl și de la Fiul, care trebuie glorificat ca Tatăl și ca Fiul, pentru că au aceeași esență. A venit Augustin, cândva la sfârșitul secolului IV. El a fost folosit de Dumnezeu să fixeze doctrina despre Trinitate, dându-i o formă finală, și el a afirmat că cele trei persoane ale Trinității posedă aceeași esență și fiecare este interdependent de fiecare. A urmat conciliul de la Toledo, 586, când s-a hotărât de unde vine Duhul Sfânt, de la Tatăl și de la Fiul, sau de la Tatăl sau de la Fiul. Noastră știți că această învățătură, Biserica Apuseană, adică catolică cu sediul la Roma, și Biserica Răsăriteană, adică ortodoxă, cu sediul la Constantinopol, în 1054 s-au rupt, s-au dezbinat, a fost o singură biserică, 1054 de ani, o singură biserică. În 1054, datorită doctrinei Filii Ogve, adică și Fiul, pentru că apusenii catolici de la Roma spuneau așa, Duhul a fost trimis de Tatăl și de Fiul. Ortodoxii de la Bizanț, de la Constantinopol, spuneau Duhul a fost trimis numai de Tatăl, nu și de Fiul. Și doctrina Filii Ogve, pe lângă celibatul preoților, adică știți, catolicii nu se căsătoresc, dimpotrivă, ca ortodox trebuie neapărat să fii căsătorit, ca și catolic trebuie neapărat să nu fii. Ce să zici? Ei, asta în 1054 a produs dezbinarea bisericii și dintr-una s-a făcut două. Și de atunci până astăzi tot două sunt. Una a răsărit, una n-a pus. Și am putea să mai spunem multe alte lucruri despre istoricul Trinității, însă pentru că mai avem doar câteva minute, aș vrea să comprim cât pot de mult ceea ce mai vreau să spun și să mai spun următoarele lucruri.
dovezi în Vechiul Testament despre Trinitate. Cuvântul Elohim, unul dintre numele lui Dumnezeu, este la plural și este folosit în Genesa, în 1:26, haide să facem chip după asemănarea noastră. Iată dar că trei persoane, cel puțin două, trei persoane, Dumnezeu în trei persoane, se hotără să creeze, să facă omul. De asemenea, Îngerul Domnului, care e identificat drept Dumnezeu și în același timp este distinct de Dumnezeu. Biblia spune, Dumnezeu l-a văzut pe Dumnezeu, care era prefigurat de Îngerul Domnului. Încă ceva, o serie de versete din Biblie fac diferența între Domnul și Domnul. Adică una dintre persoanele Dumnezeirii cu altă persoană dintre persoanele Dumnezeirii. Dovezi din Noul Testament. Tatăl e recunoscut ca Dumnezeu, Ioan 6:27. Fiul e recunoscut ca Dumnezeu, Matei 9:4. Duhul e recunoscut ca Dumnezeu, Fapte 5:3. Implicarea celor trei persoane ale Trinității care mărturisesc în cer. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 7. Și trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De asemenea, prezența celor trei persoane la botez. Tatăl vorbește, Duhul Sfânt în chip de porumbel coboară, iar Fiul e în apă. Trei persoane în același timp. Dumnezeu manifestat prin trei persoane. De aceea, botezul pe care îl folosește Biserica Pentecostală este în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Nu-i vremea acum să spunem de următoarea învățătură. Există un botez făcut numai în numele Fiului. El este folosit de o mișcare numită numai Iisus, only Jesus, care folosesc botezul doar în numele lui Iisus, datorită câtorva afirmații din Noul Testament, și nu-i vremea, repet, ca să spunem de ce s-a întâmplat așa atunci, probabil că vom spune vreodată. Benedicția vine cuvântarea lui Pavel, 2 Corinteni 13:14, binecuvântarea lui Pavel este în numele Tatălui, numele Fiului și numele Duhului Sfânt. De asemenea, mențiunea apostolului Petru, 1 Petru, capitolul 1, versetul 2. Numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu prezentate în Biblie nu sunt doar simple titluri puse de oameni, ci sunt descrieri ale lui Dumnezeu făcute de sine, despre sine, și dezvăluie în felul acesta aspecte importante din caracterul lui Dumnezeu. Spre exemplu, chiar și expresia generală numele Domnului indică aspecte ale caracterului lui Dumnezeu. A chema numele Domnului înseamnă a te închina lui Dumnezeu. Genesa 21:33. Altceva, a lua în deșert numele Domnului înseamnă a-L dezonora pe Domnul. Iată dar, a dezonora numele lui Dumnezeu, îl dezonorezi pe Dumnezeu. Neîmplinirea poruncilor implică dezonorarea lui Dumnezeu. Preoții, predicatorii, pastorii, în general, slujbașii Domnului, indiferent ce slujbă fac, o fac în numele Domnului. Sunt câteva nume importante care au derivații lor. Elohim este primul, Adonai este al doilea, Yahweh, Jehova este al treilea. Aceste trei nume, care au o importanță evidentă, au fiecare legături cu alte nume care derivă din numele acestea și spun câte ceva. Elohim, El Shaddai, El Elion, El Olam, El Roi, Yahweh, sau Yahweh Ire, Yahweh Nisi, Yahweh Savaot, Yahweh Shalom, Yahweh Roi, sau Adonai, sau Teo, sau o grămadă de nume. Ei, din numele acestea se poate face o predică, pentru ca să vedem că fiecare nume înseamnă ceva. De pildă, când unul dintre profeții Vechiului Testament a fost ajutat de Domnul, bună oară, Agar, când a născut un copil, știți ce a spus ea? Dumnezeul care ascultă. E, asta în limba evreiască înseamnă un cuvânt și a devenit un nume al lui Dumnezeu, că ea a spus Dumnezeul care ascultă. Și în felul acesta, Dumnezeul care vindecă, Dumnezeul care ia aminte, Dumnezeul care ridică, Dumnezeul care... Toate lucrurile pozitive pe care le face Dumnezeu ca o manifestare a iubirii sale au devenit nume care definesc caracterul lui Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu este infinit. E o încercare puțin copilăroasă a predicatorilor să-L prezinte pe Dumnezeu. O mână de țărână, așa de limitată, să vorbească despre Creatorul nelimitat, infinit, etern, atotputernic și așa mai departe, e doar încercarea noastră să educăm poporul Domnului în ceea ce privește educația, în ceea ce privește orientarea și urmarea Domnului Iisus Hristos. Însă dincolo de tot ce spunem noi aici, se întregește prin umblarea cu Domnul, se amplifică prin umblarea cu Domnul. Dacă Dumnezeu ar fi doar cât L-am prezentat noi, am avea un Dumnezeu care nu-i Dumnezeul Bibliei. Noi am spus doar câteva lucruri despre Dumnezeu. Dumnezeu este infinit. Dacă nu-L cunoști personal, principiile prezentate în această seară sunt bune.
dar sunt absolut, absolut, absolut irelevante ca să-L poți defini pe Dumnezeu, infinitatea Lui. Te invit oricine ai fi, aici în sală sau undeva online și te uiți la computer, te invit să stai în fața Domnului și să înțelegi că te-a creat și pe tine, ca și pe mine. Te-a ascultat și pe tine în nopțile lungi, când ai plâns, datorită unor crize prin care ai trecut. Te-a ascultat și pe tine, ca și pe mine. Și te-a binecuvântat și pe tine cu bucata de pâine, ca și pe mine. Și El se va întoarce într-o zi ca să ia într-un loc unde oamenii nu mai plâng și unde nu mai trăiesc predispuși să păcătuiască, ci sunt sfinți împreună cu Dumnezeu care e sfânt. Se va întoarce ca să te ia și pe tine dacă tu te închini acestui Dumnezeu și îți deschizi inima ca să faci din El Mântuitorul și Domnul tău. Te invit în această seară nu doar să înveți despre Dumnezeu și să te confrunți cu existența Lui. Vrei sau nu vrei, El este stăpânul tău. Te-a creat cu mâna Lui și te-a iubit în fiecare zi. Probabil că mie pot să-mi reproșez multe lucruri. Sau altui om de aici. Noi suntem oameni, avem slăbiciuni, greșim unii altora, vrând sau nevrând. Dar lui Dumnezeu nu poți să-i reproșezi nimic. Te-a iubit ziua și noaptea, te-a ascultat, ți-a purtat de grijă. Nu-i întoarce spatele, pentru că asta te costă viața pentru întotdeauna. Te rog, în seara aceasta primește-L pe Domnul. Apropie-te de Domnul. Deschide-ți inima și spune: Doamne, nu te cunosc, dar intră în viața mea și învață-mă despre tine. Sau dacă îl cunoști pe Domnul, roagă-te ca să amplifice cunoașterea despre Dumnezeu, care să te motiveze la dedicare fără limite, cu tot ceea ce ai, ești și știi, să trăiești pentru Domnul. Îți dau o sugestie în seara aceasta. Învață să trăiești cu Dumnezeu. Pregătește-te să trăiești și să mori pentru Dumnezeu. Pregătește-te să mergi în cer. Iubit popor al Domnului, haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune și Domnul să ne asculte și să ne binecuvinteze. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.